Ciprian Țolea, președintele interimar al Consiliului Județean Arad, a inaugurat două dintre cele mai mari proiecte din sectorul de sănătate. Este vorba despre ambulatoriul integrat și unitatea de primire urgențe, ambele în cadrul Spitalului Județean de Urgență. Ambulatoriul Spitalului Județean a suportat lucrări pentru dezvoltarea și îmbunătățirea calității infrastructurii prin reabilitarea clădirii și dotarea cu aparatură medicală. Lucrările au fost realizate pe o suprafață de 2609 metri pătrați. Valoarea lucrărilor de modernizare a depășit 7,9 milioane de euro, banii provenind din fonduri europene. Aici a fost astăzi tăiată panglica inaugurală și s-a făcut o slujbă de binecuvântare și sfințire a locului. Tot astăzi a fost inaugurată noua unitate de primiri urgențe a spitalului. Conform autorităților județene, acest proiect a fost demarat în condițiile în care, după unirea celor trei unități sanitare arădene, Spitalul Municipal Matern și Județean, s-a desființat compartimentul de primire urgențe existent în fosta structură a Spitalului Municipal. Valoarea investițiilor realizate pentru noua unitate de primire urgențe este de 2,7 milioane de lei, banii provenind din bugetul Consiliului Județean Arad. Și aici a fost tăiată panglica inaugurală. Medicul Monica Puticiu a subliniat importanța pe care această lucrare de extindere a UPU o are asupra modului de desfășurare a activității în secția de primiri urgențe. În noua structură sunt cuprinse o cameră de reanimare cu trei paturi pentru cazurile critice, o zonă de evaluare și tratament imediat cu 11 paturi, un salon de observație cu două paturi, spațiu pentru urgențe minore cu 6 paturi, o zonă pentru acordarea asistenței medicale de urgență pediatrice, 10 paturi. În plus, față de structura anterioară, dispunem de un izolator cu un pat, o zonă de decontaminare, o zonă de investigații radiologice și o sală de ședințe pentru instruirea personalului medical și a studenților. Extinderea unității de primire urgență de la 528,9 metri pătrați la 1004,5 metri pătrați, împreună cu creșterea numărului de paturi de la 18 la 33, creează condiții pentru scurtarea timpilor de așteptare la unitatea de primire urgență și creșterea calității actului medical. Potrivit președintelui interimar al Consiliului Județean Arad, Adrian Țolea, investițiile vor continua la Spitalul Clinic Județean cu a doua etapă de extindere a unității de primire urgențe. Și este vorba de extindere și modernizare a unității de primire urgențe. Cred că e important să continuăm investițiile în Spitalul Arădeanu. Facem de 5 ani de zile, din 2010, de când am preluat cele trei unități medicale care au fuzionat și compun astăzi Spitalul Județean, vom continua și înainte. Am spus aici celor prezenți că, în opinia mea, s-a încheiat o etapă, dar trebuie să continuăm cu toată forța înainte. Ne uităm cu încredere la exercițiul financiar 2014-2020 în care am intrat. Acolo vom căuta surse de finanțare pentru a construi o secție de oncologie. În Arad poate va fi începutul pentru noul spital modular pe care ni-l dorim. Pentru orice finanțare în sănătate se găsesc suficiente argumente, a spus astăzi la momentul festiv managerul interimar al spitalului, Adrian Wiener. Orice investiție crește calitatea și a actului medical. Nu putem să distingem între condiții hoteliere și act medical. Sperăm ca această atitudine a decidenților să continue în ceea ce privește interesul față de Spitalul Județean Arad. Este un interes crescând în ultima vreme și e loc de foarte mult. De foarte multe investiții în spital. La eveniment a participat și președintele Universității de Vest, Vasile Goldiș, profesorul universitar dr. Aurel Ardelean. Două obiective extrem de importante pentru Universitatea de Vest, Vasile Goldiș, prin faptul că sunt obiective în care studenții de la Facultatea de Medicină își desăvârșesc pregătirea în stagiile clinice pe care le efectuează în aceste locații. Aș vrea să subliniez cooperarea care există la ora actuală între Consiliul Județean, între Universitate și Spitalul Clinic, prin faptul că împreună căutăm să găsim cele mai bune soluții
pentru ca studenții mediciniști să-și poată desfășura activitatea la condiții optime. Accesarea de fonduri europene va continua pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență, cu dotarea unor săli pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale și în special crearea unui centru de imagistică dedicat strict unității de primiri urgențe. Extinderea va avea în vedere spațiul unde a funcționat cantina unității sanitare. Schimbarea în bine este posibilă, iar la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad este și vizibilă, a spus astăzi Adrian Zolea în încheierea evenimentului.